An de an, pe 12 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Spiridon, episcop al Trimitundei, mare făcător de minuni și singurul sfânt care, potrivit tradiției, își părăsește racla pentru a veni în ajutorul oamenilor care îl cheamă prin rugăciuni. Sfântul ierarh Spiridon a trecut la cele veșnice în anul 348, la vârsta de 78 de ani, moaștele sale găsindu-se și astăzi într-o biserică din insula Corfu, în Grecia. La biserica Șubeș, din municipiul Câmpulung, a fost oficiată vineri seara slujba acatistului. Aleluia, aleluia, aleluia. Care dintre noi păcătoși s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine? Dacă nu ne sârguim, astinge pornirea patimilor noastre cele trupești, care sunt lucrare de la vicleanul diavol. Dar prin mulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta. Potrivit scrierilor, Sfântul Spiridon pleacă periodic din racla sa pentru a-i ajuta pe oamenii care îl cheamă la rugăciune cu credință și cu dragoste, pretutindeni în lume. Alergând prin lume să facă bine tuturor celor care au nevoie de ajutorul său, Sfântul cel Milostiv își tocește periodic încălțămintea, papucii din mătase. Pentru minunatele plecări din racla ale Sfântului Spiridon, părinții slujitori la Catedrala din Corfu îi schimba anual veșmintele și încălțămintea tocită. Începând cu anul 2017 și lăcașul de cult mușcelean adăpostește unul dintre papucii Sfântului. Îmbumărați cu multe isminte, ținui anul păcatelor celor mai vădămătoare, aflându-ne astăzi, mari nădejde punem în tine, Sfinte ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, mângâierea celor necășiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! 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 Biserica Șubești, care și-a luat numele de la breasla șubarilor, este un monument istoric, fiind construită între anii 1551-1552 și reconstruită din temelie în anul 1770. Pictura acesteia trimite la mănăstirea Hurezi, stilul brâncovenesc răsărind parcă și peste aceste meleaguri. Biserica actuală este cea ridicată în vremea lui Alexandru Ipsilanti de către arhimandritul Dositei, egumen al mănăstirii Negru-Vodă Câmpulung. Alături de egumen, cel de-al doilea ctitor este logofotul mănăstirii, trandafir. Aceste date sunt consemnate în pisanie de piatră așezată deasupra ușii principale de la intrare în biserică. În curtea bisericii se află un număr mare de cruci de piatră care dovedesc că, în urmă cu câteva sute de ani, aici a fost un cimitir. Cea mai veche cruce este din perioada 1593-1601.